Bună, sunt Abby. Hai să-ți arăt cum am făcut aceste pateuri cu ciuperci, crocante la exterior și moi la interior, foarte delicioase. Mai întâi voi fierbe un cartof mare cu puțină sare. Între timp, tai două cepe fâșii, tai 250 g de ciuperci pleurotus, bucăți mai mari și curăț 2 căței de usturoi. La foc mic, în puțin ulei de măsline, înmoi ceapa și ciupercile. Acopăr cu capacul și mai amestec uneori. Legumele s-au înmuiat. Voi adăuga acum jumătate de linguriță de busuioc și oregano, o linguriță de curry, puțin piper alb, sare, puțin ulei și jumătate de cană de apă. Amestec, acopăr cu capacul, dau focul la mare și las 2-3 minute până scade apa și încep să se prăjească. După ce scade toată apa, mai adaug încă puțină apă și las pe foc până scade toată apa. O scăzut apa pentru a doua oară. Mai prăjesc 2 minute, după care opresc focul. După ce sting focul, răț 2 căței de usturoi, amestec și gata. În continuare combin cartoful sfărâmat cu ciupercile și ceapa și mai adaug puțin ulei și sare după gust. Acum e timpul să fac pateurile. Tai aluatul de foietaj în 4 fâșii lungi, egale, și tai fiecare fâșii în jumătate. Ar trebui să ai 8 fâșii lungi, aproape egale. O să pun câte o lingură mare de compoziție pe jumătate de fâșie și acopăr cu cealaltă jumătate. Pentru a sigila aluatul, voi cresta cu o furculiță pe margini. La sfârșit, le voi unge cu foarte puțin ulei și voi presăra susan, mac și oregano peste. La cuptorul preîncălzit, timp de 15 minute la 230 de grade Celsius, le-am lăsat la copt în jur de 30 de minute, dar asta depinde și de mărimea și de grosimea pateurilor. Eu am verificat destul de des, deci asta ți recomand și ție. Hai să vedem aceste minunății! Thank you.
E așa de bun. E super gustos. Crocant pe exterior și moale pe interior. E bine, asta chiar așa e. Și asta datorită cartofului e fiert. E genial. Am numai cuvinte de laudă pentru mine. Sunt șocată. Wow. Acum, întrebarea serioasă e cum abțin să nu mănânc tot. Bine, nici tot, dar prea mult. E combinația perfectă de aromi și texturi la propriu. Doamne, cât de bune. Dacă ți-a plăcut acest videoclip și în general videoclipurile mele, poți să-mi dai un subscribe și să apeși pe clopoțelul de notificare de mai jos dacă vrei să vezi de fiecare dată când postez. Mersi că te-ai uitat! Pa!